Bun găsit la retrospectiva celor mai importante știri ale săptămânii, sunt Laura Angelescu. Presiunea populară sau prudența și-au spus cuvântul în scandalul apei. Salariile șefilor de la compania APA Brașov nu vor fi majorate. Adunarea Generală a Acționarilor nu a fost de acord cu decizia Consiliului de Administrație de la Societatea de Apă Canal de a crește aceste salarii. Consiliul de administrație de la compania APA s-a întrunit în ședință pe 14 iulie 2015 și a vizat raportul prin care practic s-a decis că salariile directorului general, directorului economic și ale membrilor Consiliului de administrație de la compania APA cresc. După publicarea unui material pe această temă în ziarul Brașovul Tău, situația în ansamblu a fost discutată în ședința extraordinară de plen a Consiliului Județean de la începutul acestei săptămâni. Reprezentantul județului în adunarea generală a acționarilor companiei APA a fost mandatat să voteze împotriva creșterii salariilor șefilor. AGA de la Societatea de Apă Canal s-a întrunit marți. Atât reprezentantul Consiliului Județean, cât și cel al primăriei au votat împotriva creșterii salariilor șefilor. La compania APA Brașov, Consiliul Județean este acționar cu 42%, primăria la fel, iar diferența de 16% este asigurată de 5 comune din județ. Scandal la Spitalul de Boli Infecțioase din Brașov. Procurorii au cerut documente din interiorul instituției medicale cu doar o zi înainte de organizarea concursului pentru postul de manager. Scandalul a luat amploare după publicarea rezultatelor finale de la testele pentru ocuparea postului de manager al spitalului. Amănunte aflați dintr-un material realizat de Amelia Vulcu. Un oficial al spitalului a confirmat telefonic pentru Mix 2TV că procurorii au cerut documente de la Spitalul de Boli Infecțioase vinerea trecută, chiar înainte de începerea probelor concursului pentru ocuparea postului de manager. Un reprezentant al spitalului l-a predat oamenilor legii actele solicitate la sediul instituției de anchetă. Apoi a avut loc proba scrisă a concursului pentru ocuparea postului de șef. Directora medicală a Spitalului de Boli Infecțioase, doctorița Ramona Ionescu, a obținut cea mai mare notă la testul scris, 8.20. Actuala șefa unității medicale, Felicia Constandiș, s-a calificat ca și ea pentru următoarele probe, dar cu notă mai mică, 7.80. Fostul președinte al Casei de Asigurări de Sănătate din Brașov, doctorul Elemer Vujinski, candidat și el, a obținut notă sub 7, fiind eliminat din concurs. Cele două doctorițe rămase în întrecere au susținut interviul și au prezentat planurile de management. Deși au obținut notă mai mare la testul Grila, doctorița Ramona Ionescu a pierdut concursul, la o diferență de doar 2 sutimi față de contracandidata ei. Mai exact, Felicia Constandiș a obținut media generală 8.71, iar doctorița Ramona Ionescu 8.60. Ambele candidate au depus contestații, iar acestea vor fi analizate de o comisie special constituită. Chirurgul Marcel Albean rămâne director medical la Spitalul Clinic de Copii din Brașov. Numirea a fost făcută de managerul unității sanitare, doctorul Liviu Muntean. Marcel Albean va fi director medical până la organizarea concursului pentru ocuparea postului. Managerul Spitalului de Copii spune că procedura va fi definitivată în cel mult o lună. Doctorul Marcel Albean este specialist în chirurgie plastică și estetică, dar și în microchirurgie reconstructivă. După încheierea testelor pentru ocuparea postului de director medical la Spitalul de Copii, se va organiza concurs pentru desemnarea șefului departamentului financiar-contabil. 2 ani și 3 luni de închisoare cu suspendare și interzicerea dreptului de a conduce orice tip de autovehicul. Aceasta este sentința judecătoriei Brașov în cazul șoferului din Comuna Cristian care a lovit o femeie însărcinată pe o trecere de pietoni. La momentul producerii evenimentului rutier, conducătorul auto era băut. Decizia judecătoriei nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs. Femeia accidentată are 26 de ani, iar la momentul producerii accidentului era însărcinată în luna 8-a. Ea a fost lovită pe o trecere de pietoni din Comuna Cristian de o mașină condusă de un șofer băut. Victima a fost transportată la Spitalul Județean de urgență în stare gravă. Femeia a născut prin cezariană, dar copilul nu a supraviețuit. Mama micuțului se zbate de 4 luni între viață și moarte pe patul de spital. Șoferul a fost trimis în judecată sub acuzația de ucidere a fătului. Instanța de fond, judecătoria Brașov, l-a condamnat pe șofer la 2 ani și 3 luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere și interzicerea dreptului de a mai conduce orice tip de autovehicul. Sentința nu este definitivă și poate fi contestată de procurori. Peste 8.000 de brașoveni branșați la sistemul centralizat mai au de așteptat până când vor avea apă caldă. Aceștia au doar apă rece la robinete de aproape o lună. Mai grav este că în municipiu sunt 70 de instituții de învățământ care nu au apă caldă. Negocierile dintre reprezentanții societății Tectron și furnizorul de agent termic sunt însă în plină desfășurare, iar autoritățile locale promit că vor debloca situația în cel mai scurt timp posibil.
Din cauza restanțelor foarte mari pe care societatea Tektron le are către furnizorul de agent termic, s-a ajuns în situația în care Bebco asista din 25 august furnizarea agentului termic către 8.000 de abonați. Chiar dacă anul școlar a început de două zile, unele unități de învățământ și-au primit elevii fără apă caldă la robinete. Situația este și mai delicată la grădinițe. Ne afectează acest lucru deoarece de la 1 septembrie au venit copilașii în unitate și avem nevoie atât pentru ei cât și pentru spălatul veselei la mâncarică, pentru prepararea mâncării. Câte vase spală doamnele în fiecare zi? 200 de farfurii și 200 de tacâmuri, 200 de căni plus vasele de la bucătărie. Responsabilii pentru deblocarea situației spun că brașovenii vor avea apă caldă cel mai târziu până la mijlocul lunii viitoare. Ieri am avut o întâlnire foarte interesantă și foarte bună cu reprezentanții primăriei și ai celor de la Tektron, unde am avut discuții foarte bune și în acest moment toată lumea lucrează la soluțiile pe care împreună le-am identificat. Aceste soluții sunt evaluate atât din punct de vedere al fezabilității și din punct de vedere al suportului legal. După părerea mea, negocierile sunt pe o cale așa. Am identificat câteva noi soluții. Urmează ca pe parcursul acestei săptămâni să mai avem încă o întâlnire după ce vom analiza posibilitatea juridică și economică de a îndeplini aceste noi situații ce au apărut. 12.000 de brașoveni sunt racordați la sistemul centralizat de încălzire. Luni a sunat din nou clopoțelul. Cei mai mici elevi, dar și cei mari, s-au așezat în bănci emoționați de începutul unui nou an școlar. Prichindeii și-au întâlnit noi colegi și au cunoscut-o pe doamna învățătoare, iar cei din clasele mai mari s-au bucurat de revederea colegilor cu care au legat deja prietenii. Poveștile despre vacanța de vară vor ține săptămâni bune, iar amintirile vor fi păstrate la loc sigur toată viața. A fost o zi plină de bucurie și emoții și în școlile brașovene a sunat clopoțelul. Elevii care s-au întors din vacanță și-au dat mâna cu colegii, iar cei mai mici și-au luat cu greu la revedere de la părinți. Cum e prima zi? Bine. Ai emoții? Nu. Vrei să vezi cu colegii, cu viitorii colegi? Da. Este frumos la școală și îmi place, cred că. Îmi plac colegii. Și doamna învățătoare îmi place. Mie îmi place pentru că am colegi, m-am împrietenit cu unii dintre ei, unii mai sunt de la grădiniță și îmi place să mă joc cu ei foarte tare. Și cum te-ai pregătit tu pentru ziua de astăzi? Ce-ai făcut? M-am trezit la 8 și un sfert, m-am dus la biserică, m-am împărtășit și m-am dus acasă am mâncat și am venit la școală. N-am mai fost niciodată. Așa. Acum vreau să văd cum să văd cum se face chestia. Așa. Ce îți place? Ce crezi că o să-ți placă? Matematica, limba română, ce crezi că o să-ți placă? Nu știu și eu încă. Aștept să văd. Ce colegi ți-au plăcut? Foarte mulți. Mai emoționați decât copiii au fost părinții și bunicii care au urmărit cu mare atenție festivitățile de deschidere. Parcă de abia am fost la sfârșit de an, acum e la fel de plăcut. Da, e o bucurie, simțim și noi copilăria pe care am trăit-o și noi la rândul nostru. Am simțit emoții și pentru copiii mei, că 4 am avut, și pentru nepoți și strănepoți. Am emoții mai mari decât el chiar. Este o zi foarte importantă pentru ambii copii. Avem băiețelul în clasa a treia și fetița a intrat în clasa pregătitoare. Emoții, într-adevăr. La școala generală numărul 13 a fost un adevărat spectacol cu dansuri și demonstrații de karate. Odată cu începerea anului școlar, au demarat și controalele în instituțiile de învățământ din oraș. Alimente expirate, detergenți la îndemâna copiilor și jucării nepotrivite pentru vârstele micuților. Asta au găsit inspectorii Oficiului pentru Protecția Consumatorului din Brașov după primele controale la grădinițele din oraș. Controlele au început în grădinițele care nu se află pe lista unităților de învățământ preșcolar autorizate sau acreditate.
într-o grădiniță din Tractorul, o grădiniță privată și, atenție, neexistentă pe lista pe care noi am afișat-o ieri cu unități de învățământ preșcolar autorizate sau acreditate. S-au găsit o cantitate importantă de produse alimentare expirate în blocul alimentar, nereguli importante care, și alte nereguli importante care puteau duce la grave probleme de sănătate copiilor din acea zonă. Detergenți care nu erau puși la locul lor și puteau fi accesați de copii, spații periculoase, jucării neadecvate grupei de vârstă cărora se adresau. Reprezentanții grădinței vizate sunt așteptați la sediul OPC Brașov cu toate autorizațiile pe care le dețin, urmând să se stabilească sancțiuni. Controlele vor continua și în zilele următoare. Noul an școlar vine cu schimbări. Calendarul evaluării naționale din 2016 a fost modificat. Când vor avea loc examenele, aflați din materialul următor. Prima probă, cea la limba și literatura română, va avea loc pe 27 iunie 2016. Elevii care aparțin minorităților naționale vor susține proba la limba și literatura maternă pe 28 iunie. Ultima probă a evaluării naționale, cea la matematică, se va susține pe 29 iunie. Rezultatele vor fi afișate în prima zi a lunii iulie până la ora 16, zi în care se vor putea depune și eventualele contestații până la ora 20. Soluționarea acestora se va face până pe 4 iulie, iar rezultatele finale se vor da publicității o zi mai târziu. Anul viitor, bacul va începe pe 13 iunie. Absolvenții de liceu se vor putea înscrie pentru a susține prima sesiune examenului de bacalaureat din 2016 între 30 mai și 3 iunie, potrivit unui ordin al Ministerului Educației. Între 13 și 15 iunie 2016 va avea loc evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Între 21 și 24 iunie 2016 evaluarea competențelor digitale, iar în perioada 27 iunie 1 iulie 2016 evaluarea competențelor într-o limbă de circulație internațională. Pe 6 iulie va avea loc proba obligatorie a profilului, pe 8 iulie 2016 proba la alegerea profilului și specializării, iar pe 12 iulie 2016 vor fi afișate rezultatele până la ora 16. În aceea zi vor putea fi depuse și contestațiile, urmând ca rezultatele finale să fie afișate pe 16 iulie. Înscrierea la cea de-a doua sesiune examenului de bacalaureat se va face între 18 și 22 iulie 2016. Evaluarea competențelor de comunicare orală în limba română în a doua sesiune de bac va fi în zilele de 16 și 17 august 2016. Între 17 și 19 august va avea loc evaluarea competențelor lingvistice de comunicare într-o limbă de circulație internațională. Rezultatele vor fi afișate pe 29 august 2016 și în aceea zi vor putea fi depuse contestațiile. Afișarea rezultatelor finale se va face pe 1 septembrie 2016. Calendarul complet îl puteți consulta pe site-ul nostru brasovultau.ro. Abonamente rat la jumătate de preț. Regia Autonomă de Transport Brașov a anunțat că elevii din învățământul obligatoriu și liceal, din învățământul de stat sau particular acreditat, își pot achiziționa abonamente lunare cu tarif redus cu 50%. Acestea se acordă pe una, maxim două linii de transport public local, cu excepția liniei 20, pe tot parcursul anului calendaristic. Eliberarea abonamentelor lunare cu tarif redus se va face contracost cu 50% din valoarea nominală din punctele de distribuție ale RAT Brașov pe baza carnetului de elev vizat de instituțiile de învățământ pentru anul școlar în curs. Aceste legitimații de călătorie sunt nominale și netransmisibile, au anunțat reprezentanții regiei. De asemenea, începând cu data de 1 octombrie, elevii din clasele pregătitoare până la clasele 13 curs de zi învățământ de stat în municipiul Brașov, care folosesc mijloacele de transport public local de persoane prin curse regulate pentru deplasarea la școală, beneficiază de transport gratuit pe una, maxim două linii, cu excepția liniei 20. Transportul gratuit pe două linii se acordă elevilor care pe tronsonul de acasă la școală și de la școală spre casă utilizează două linii de transport cu transbordare. Pot beneficia de transport gratuit elevii care nu au absențe nemotivate la cursuri în luna anterioară acordării acestei facilități. Eliberarea legitimațiilor de călătorie se va face de către unitatea de învățământ pe baza unei declarații pe propria răspundere a părintelui lui sau a tutorelui. Salarii egale pentru toți bugetarii. Asta propune deputatul PNL Gheorghe Ialomițeanu, care spune că în prezent există diferențe prea mari la nivelul salarizării bugetarilor. După majorările salariale de 25% din sănătate, angajații din învățământ câștigă acum mult mai puțin comparativ cu colegilor. În consecință, Ialomițeanu a inițiat un proiect de lege privind salarizarea unitară din sistemul bugetar. Deputatul crede că majorările salariale ar trebui aplicate pentru absolut toți bugetarii din sistem. Impactul bugetar rezultat din majorarea salariilor cu 25% din sănătate este de aproximativ 300 de milioane de lei.
Salariile și așa sunt mici în învățământ. Dacă mai se plătește și abonamentele sau biletele, vă dați seama cu cât rămân cadrele didactice. E un sistem de a-i stimula pe profesori, învățători să meargă și în mediul rural. Pentru că altfel vor rămâne elevi fără profesori, fără învățători. Atenție, brașoveni care aveți copii în plasament! Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială din Brașov vă așteaptă până pe 11 noiembrie cu mai multe documente pentru stabilirea și plata alocației lunare de plasament. Documentele care trebuie depuse la Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială din Brașov sunt cerere tip completată și semnată. Formularul tipizat se poate obține de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din Brașov sau de la Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială. Copia actului de identitate al beneficiarului, copia certificatului de naștere al copilului sau actului de identitate al acestuia dacă a împlinit vârsta de 14 ani, copia actului prin care s-a instituit măsura plasamentului sau cea a tutelei, precum și copia certificatului de încadrare în grad de handicap în cazul copilului cu dizabilități. Depunerea actelor până pe 11 noiembrie reprezintă un pas important în stabilirea și plata alocației lunare de plasament. Procesul în care fostul deputat PSD Ion Oc este judecat pentru fapte de corupție s-a mutat la Tribunalul Brașov. În Alta Curte de Casație și Justiție și-a declinat competența după ce Oc a demisionat din Parlament. Judecata va începe în luna octombrie. Procurorii DNA Brașov l-au trimis în judecată sub control judiciar pe deputatul Ion Oc pentru luare de mită și abuz în serviciu. Pentru fapte similare au fost deferiții justiției alți 5 inculpați. Anchetatorii susțin că în 2011, fără respectarea prevederilor privind achizițiile publice, Ion Oc, în înțelegere cu un om de afaceri, i-a încredințat acestuia realizarea unor lucrări de reparații pentru un drum județean situat între localitățile Preșmer și Lunca Câlnicului. Anchetatorii susțin că astfel s-a urmărit atât obținerea unor foloase necuvenite, cât și capital electoral pentru alegerile parlamentare din 2012, alegeri în urma cărora Ion Oc a devenit deputat. Procesul lui va începe pe 6 octombrie la Tribunalul Brașov. Inculpații din dosar beneficiază de prezumția de nevinovăție până când instanța va pronunța decizii definitive fie de condamnare, fie de achitare. Maternitatea din Brașov are un nou aparat performant pentru nou-născuți în valoare de 80.000 de lei. Este vorba despre un ventilator pentru suport respirator ce a fost donat de organizația Salvați Copiii. Unitatea medicală avea un singur astfel de aparat care a fost achiziționat în urmă cu peste 8 ani. Acțiunea reprezentanților organizației Salvați Copiii deschide seria unor dotări ce vor avea loc în următoarea perioadă în 4 maternități din centrul țării. Acest aparat îi ajută pe copiii prematuri să respire. A costat 18.000 de euro și a fost donat de organizația Salvați Copiii. Ventilatorul pentru suport respirator este un aparat foarte important pentru viața nou-născuților prematuri. Medicii maternității spun că tot ce au primit în ultimii 3 ani de la organizația Salvați Copiii în materie de aparatură permite monitorizarea prematurilor extrem de mici care necesită proceduri complexe de îngrijire. În medie, la Unitatea Medicală Brașoveană sunt peste 400 de nașteri premature anual, astfel că supraviețuirea celor mici se datorează în mare parte utilizării acestor aparate. Anual, în maternitatea Brașov, au nevoie de suport respirator, de un aparat care să ajute la respirație copiii prematuri, un număr de aproximativ 100 de copii. În acest moment, în maternitate, exista un singur ventilator care deja își depășise capacitatea lui de funcționare și avea mare nevoie de un aparat nou care să ne permită să ținem în viață acești copii prematuri extrem de mici. Acest ventilator primește din surse externe oxigen și aer medical pe care noi îl încălzim, îl umidifiem și prin dispozitive, respectiv sonde de intubație sau alte dispozitive aplicate pe năsucul copilului, îi ajutăm prin presiuni și oxigen să-i ținem în viață, să respire singur. Este o campanie care se desfășoară deja de câțiva ani, Salvați Copiii, Bun Venit pe Lume, și anual ne preocupăm să strângem fonduri, să putem dona maternității Brașov aparatură pe care altfel probabil ar fi foarte dificil să o cumpere. Și cum am reușit? Am reușit cu donații online, cu sponsori, colaboratori, SMS-ul 8844 unde se poate trimite un mesaj și se poate dona și acolo. De foarte multe ori suntem conștienți de gesturile foarte mici care pentru noi nu înseamnă foarte mult. Cât pot însemna pentru oamenii din jur și câtă bucurie sau ajutor sau în călătorile pe care le-am făcut în adoptarea maternităților, am văzut ceva ce rar
Acțiunea de la Maternitatea din Brașov face parte din seria dotărilor programate de Salvați Copiii pentru acest an, ce au ca scop modernizarea a 21 de maternități și secții de nou-născuți din țară. Am putea avea încă un sens giratoriu în Brașov. Aceasta este una dintre variantele prin care se poate fluidiza traficul în intersecția de la Ceasul Rău. În cazul în care Comisia de Circulație din cadrul primăriei nu va fi de acord, se va pune în practică varianta modificării marcajelor rutiere. În luna octombrie vom avea toate datele, inclusiv număr de mașini și variantele. Cel puțin două variante sunt în acest moment. Una, amenajarea unui sens giratoriu care ar rezolva o astfel de intersecție aglomerată. Cea de-a doua ar fi marcaje și amplasarea unor treceri de pieton care ar bloca traficul și ar permite circulația pe alte sensuri, ceva în genul cum este la Calea București cu Zizinului. Decizia cu privire la soluția de fluidizare a traficului în intersecția de la Ceasul Rău se va lua la finele acestei luni. Lucrările vor începe cel târziu în 2016. Mai multe locuri de parcare pentru brașoveni în centrul orașului. Lucrările la parcarea etajată de la Spitalul Militar sunt aproape gata, iar inaugurarea va avea loc în luna octombrie. Momentan se mai lucrează la finisaje. Suntem aproape de finalizarea acestei parcări. Peste 95% din lucrări sunt gata. Mai avem câteva lucrări la fațadă, la partea de ventilație, la instalație electrică, după care vom face toate verificările necesare și în luna octombrie aceasta va fi deschisă publicului. Parcarea va avea în total 306 locuri, din care 10 vor fi destinate persoanelor cu dizabilități, iar alte 8 mașinilor electrice, care vor avea și prize speciale pentru încărcarea bateriilor. Odată cu inaugurarea, noii parcări și circulația în zone va fi resistematizată. Un sens giratoriu a fost amenajat pe strada Pieții, iar artera Pictor Pop a fost lărgită. Investiția se ridică la aproape 18 milioane de lei. Suma a fost acoperită aproape integral din fonduri europene. Bugetul local a contribuit doar cu 2%. 10 lei pentru o drumeție pe tâmpa. Este vorba despre un proiect al Asociației pentru Parteneriat Comunitar Brașov, care are ca scop strângerea de fonduri pentru copiii din județ. Campania se numește Drumeție pentru zâmbetele copiilor, iar totul se va întâmpla pe 26 septembrie, de Ziua Mondială a Munților Carpați. Asociația pentru Parteneriat Comunitar Brașov propune brașovenilor un eveniment în scop caritabil. Banii strânși din taxa de participare vor fi folosiți pentru două proiecte care vizează copiii. Primul este un after school în orașul Racoș pentru copilași cu o situație financiară proastă. Cel de-al doilea proiect se numește Vorbește în gura mare și zâmbește și are ca scop controlul stomatologic al micuților din satele brașovene și rezolvarea celor mai grave cazuri. Înscrierile se vor face în Piața Sfatului. Participanții trebuie să știe că au voie să facă poze și filmulețe, iar cele mai bune vor fi premiate la final cu articole specifice pentru drumețiile montane. Captură impresionantă pe Olt. Un som de 41 de kilograme a fost prins de un pescar din țara Făgărașului. Peștele imens a fost prins săptămâna trecută de un pescar din localitatea Șona. Omul recunoaște că nu i-a fost deloc ușor să scoată din apele râului o asemenea greutate, însă tot efortul a meritat. Ca să se convingă de greutatea peștelui capturat, pescarul a apelat la cântarul unui abator din localitate. Nu mică i-a fost mirarea când a constatat că somnul cântărea 41 de kilograme. Aceasta este cea mai impresionantă captură de pe râul Olt din ultimii ani. Cel mai mare papuc din lume a fost adus la Brașov și se află deja în Piața Sfatului. A fost confecționat de o familie de maghiari și este atestat de către cei de la Guinness Book. Papucul a fost adus la Brașov cu ocazia Zilelor Culturii Maghiare. În drumul său prin lume, Gulliver a trecut și prin Brașov. Din întâmplare și-a uitat un papuc care acum este expus în Piața Sfatului vizitatorilor. Etnicii maghiari din Brașov sunt în sărbătoare până pe 20 septembrie, când la Brașov se marchează Zilele Culturale Maghiare. Una din atracțiile evenimentului este cel mai mare papuc din lume. Are mărimea 188, o lungime de 124 de centimetri, 40 de centimetri lățime și o înălțime de 36 de centimetri. Pantoful uriaș ne trimite cu gândul la personajele din povești, iar în interiorul său ar încăpea fără probleme un copil. Papucul a fost expus în mai multe orașe din Europa, iar în Brașov va mai sta încă două zile. Doamnelor și domnilor, acestea au fost cele mai importante informații ale săptămânii la Mix TV. Sunt Laura Angelescu. Pe curând!